Precum spuneam, discutăm astăzi despre un eveniment, dar totodată și despre un concept, un concept relativ nou introdus la noi. Evenimentul joi 5 martie la București a avut loc în organizarea editurii Herald și cu colaborarea Mindfulness Institute, Asociației Multiculturale pentru Psihologie și Psihoterapie, precum și autoarei Daniela Andrescu, a avut loc, precum spuneam, prima conferință din România consacrată conceptului de mindfulness, dar și domeniilor lui de aplicare. Conferința s-a intitulat, explicit, lămuritor, Mindfulness în viața cotidiană, subtitlul Beneficiile în relații, profesie și dezvoltare personală, pentru că vom vedea chiar despre aceste domenii a și fost vorba în cadrul conferinței, prin intermediul, prin cuvântul invitațiilor personalității în domeniu. Conferința s-a bucurat de o numeroasă audiență, mă refer la audiența live, la fața locului, dar totodată și online, pentru că, da, a existat și această posibilitate de participare sau de vizionare. Invitate la conferință au fost trei personalități ale domeniului, respectiv Mihai Poparadu, președintele Mindfulness Institute, Gaspar Gheorghi, președintele Asociației Multiculturale pentru Psihologie și Psihoterapie și Daniela Andrescu, life coach și autora unor cărți despre mindfulness. Ce și-a propus conferința? Și-a propus să popularizeze în România conceptul de mindfulness, un concept care se aplică astăzi în vari domenii, precum, bineînțeles, psihologia, dar și dezvoltarea personală, practica spirituală, relațiile familiale și profesionale sau managementul afacerilor. Îi avem astăzi invitați chiar pe conferențiarii, pe susținătorii evenimentului de joi, Mihai Poparadu, Daniela Andrescu și Gaspar Gheorghi. Vom încerca astfel să aflăm, în cadrul dialogului cu cele trei personalități, ce înseamnă sau ce este mindfulness, cum a fost dezvoltat în cadrul temelor abordate pe care invitații noștri le-au abordat în cadrul conferinței și totodată cum este receptat acest curent, această practică a mindfulness în lume, dar cum este receptată totodată și în România. Să vedem mai înainte de toate însă care au fost intențiile, în ce a constat evenimentul și cum s-a desfășurat acesta. Ne aduce toate datele necesare și o privire sintetică asupra conferinței Mindfulness în viața cotidiană, chiar Andreea Tincea, organizator al evenimentului din partea editurii Herald. Eu reprezint în primul rând o echipă întreagă, o echipă care și-a propus în 2015 alături de alți trei parteneri importanți, speakerii invitați la acest eveniment, adică psihologul clinician Gaspar Gheorghi, autoarea Daniela Andrescu și coachul Mihai Poparadu. Ei bine, această echipă a editurii Herald și-a propus în 2015 să încerce să deschide piața din România și vorbesc în termenii aceștia pentru că este o piață până la urmă culturală, să deschide piața către o zonă care nu s-a explorat informativ încă la noi. Deși în ultimii 30 de ani acest cuvânt, acest concept mindfulness a fost tălmăcit și răstălmăcit în primul rând în America și apoi și în Europa cu o plecare din partea asiatică a lumii, în România lucrurile încă ajung probabil cu un decalaj considerabil cultural, iată de data aceasta de 30 de ani. Vrem să informăm publicul din România interesat de ceea ce înseamnă adaptarea la o viață care să-ți facă plăcere și care să fie pe măsura așteptărilor tale și planurilor tale, învățând cu toții deodată, prin cărți și prin intermediul unor persoane care chiar practică mindfulness, ce este starea aceasta, ce este atitudinea aceasta de viață. Am ales câțiva dintre colaboratorii Herald, care sunt practicanți de ani buni de zile ai acestei metode de meditație, în primul rând, și de relaxare, dar și de contemplare a propriei vieți și de planificare a propriei vieți. Personaje care reușesc în mai multe feluri să lucreze cu persoanele interesate să-și adapteze viața. Vorbim de un psiholog care reușește să lucreze atât cu persoane care sunt în cuplu, cât și cu persoane care vor să-și înțeleagă relațiile sociale într-un mod mult mai clar și mai limpede, corect și în tandem cu realitatea trăită. Gaspar, pe el l-am invitat să fie alături de noi pentru că e un personaj cu experiență în această zonă. Alături de el dezvoltăm și o serie de titluri în colecția Parentaj, cărți dedicate părinților care sunt invitați prin cărțile acestea, inspirate de atitudinea mindful, să-și contemple viața și relația cu proprii copii într-un mod
cât mai integrativ și cât mai sincer și autentic și real, cât mai nefictiv, pentru că avem tendința psihologică de a nu fi în prezentul nostru și exact în realitatea așa cum este ea. De asemenea, coachul Mihai Poparadu este invitatul nostru, el fiind un vechi colaborator al editurii Herald, a fost invitatul nostru la această conferință pentru că este creatorul Seed for Happiness, acest centru cu un cadru aproape unic în București, care și-a propus să dezvolte pentru publicul interesat un spațiu și de conferințe și de întâlniri, dar și de practică, de workshop-uri, da, de meditație, da, sub inspirația Zen, da, sub inspirația workshop-urilor de mindfulness și de dezvoltare personală, locul unde în ultimii 3 ani de zile unii dintre cei mai însemnați reprezentanți ai culturii budiste, fie că sunt din Europa, fie că vin direct de peste ocean sau cât mai aproape de Tibet, au venit la București și au predat învățături celor care au fost dispuși să învețe ceva nou și să integreze în viața occidentală informații care vin pe o filieră budistă. Mihai Poparadu este un trainer recunoscut în mediul business și este un personaj care a reușit prin practica personală de 10 de ani de meditație să aducă în spațiul business din propria viață niște învățăminte care îl fac să fie de succes în definitiv în ceea ce lucrează. Daniela Andreescu este autoare Herald, este la 4-a carte în acest moment, o carte care deschide calea direct către ceea ce înseamnă înțelegerea conceptului de mindfulness. La eveniment a fost pentru prima dată accesibilă cartea sa Acvariul din Ocean, o carte nu doar frumoasă ca obiect cultural, ci frumoasă în sine, în conținutul său, iar cei care vor căuta să o răsfoiască vor avea timp acasă să înțeleagă cum e posibil ca o persoană care se ocupă de dezvoltare personală, care a lucrat în mediul diplomat 30 de ani de zile, care face workshop-uri, să fie nu de pe altă planetă, ci o persoană care a adaptat tot ce înseamnă influența aceasta budistă la viața din România și care o face să fie nu extraterestră, ci în definitiv o viață trăită cu mai multă atenție la tot ceea ce faci și la tot ceea ce este, la tot ceea ce vine spre tine și la tot ceea ce vrei să oferi în afara ta. Editura Herald a scos cu această ocazie o serie de cărți care apar în premieră în România. Panterahula, de asemenea, este găsit în colecția noastră dedicată mindfulness cu 2 titluri, cărți care fac până la urmă cinste celor care încearcă să înțeleagă un pic ce se întâmplă cu această meditație. De ce suntem invitați în ultimii ani și de Alan Watts, și de Sam Harris, și de Peter Gray, de toți autorii care tălmăcesc cumva psihologic, neuroștiințific, toată informația aceasta de inspirație budistă, de ce suntem invitați de ei să lucrăm cu interiorul nostru? Cărțile noi se găsesc în colecțiile noastre Alter Ego, în colecția Alan Watts, în colecția nouă de Mindfulness. Oricine dorește să afle mai multe lucruri, întotdeauna va putea să găsească informații pe site-ul nostru, editoraherald.ro. O altă premieră care s-a notat la această conferință este proiecția documentarului The Mindfulness Movie. Iar cine nu a avut posibilitatea să ajungă la această conferință sau să urmărească online conferința, cred că se va întreba cu siguranță când mai poate să vizioneze acest documentar răspândit în România de Central Seed for Happiness și Mindfulness Institute conduse de Mihai Poparadu. Acest documentar ne cam explică ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani cu influența acestui concept mindfulness asupra culturii occidentale și americane. Neuroștiința vorbește despre mindfulness. Oamenii importanți de la Casa Albă folosesc conceptul de mindfulness în încercarea lor de a avea o legătură cu alți parteneri de dialog politic. Google și Intel, pentru angajații lor, pun pe masă întotdeauna această atitudine mindful și încearcă să-i aducă pe toți în zona respectivă. E o informație serioasă pe care am încercat să o aducem în piața din România, prezentată într-un mod cât mai serios, cu 3 specialiști din 3 domenii diferite, alături de cărți dedicate subiectului, în încercarea de a oferi celor care sunt interesați să afle mai multe, de a le oferi, iată, o paletă mai largă de informare. Andreea Tincea.
văzut care sunt datele, nu puține, complexe, ale evenimentului desfășurat joi 5 martie, respectiv conferința Mindfulness în viața cotidiană. Să vedem însă ce înseamnă mindfulness. Primele lămuriri ni le oferă Gaspar Gheorghi, președintele Asociației Multiculturale pentru Psihologie și Psihoterapie. Mindfulness e un concept preluat din filozofia budistă, care are diferite definiții. De cele mai multe ori noi, terapeuții de familie și de cuplu, folosim varianta în care a fi mindful sau a fi conștient înseamnă a trăi în momentul prezent, a observa ceea ce se întâmplă aici și acum, a fi conectați la propria persoană, a ne observa gândurile, emoțiile și a fi deschiși față de trăirile celor de lângă noi, într-o manieră non-critică, adică fără acea judecată de valoare care îmi spune că ceea ce se întâmplă e corect sau greșit, ceea ce trăiește sau simte celălalt e bine sau e rău. Deci fără astfel de asocieri. Mindfulness înseamnă a vedea realitatea exact așa cum este ea. Înțeleg că este o filozofie de viață în cele din urmă, dar pe de altă parte este și o practică, există o metodă prin care se ajunge la aceste rezultate, nu? Există diferite forme de practică. E practica formală sau meditația formală, despre care au vorbit în special colegii mei în cadrul conferinței, și eu promovez mai degrabă practica informală. Facem în viața de zi cu zi să trăim conectați, să fiu conștient de mersul meu pe stradă, să fiu conștient de structura, gustul, izul pe care îl are mâncarea, să fiu conectat la copilul meu în momentul în care îl văd, adică cu mintea mea să fiu aici și acum, fără să mă abat la ceva ce s-ar putea întâmpla sau să mă gândesc la ceva ce s-a întâmplat în trecut. Înțeleg că acest concept și această practică mindfulness poate fi aplicată în diverse domenii. Am putea spune că poate fi aplicată în absolut orice domeniu al vieții și, din fericire, studiile de specialitate ne arată că acele persoane care reușesc să integreze în viața lor de zi cu zi practica mindfulness reușesc să facă față mult mai bine stresului. Aici sunt sute de studii care ne arată că starea de mindfulness reduce semnificativ impactul stresului asupra noastră. Și un aspect care este extrem, extrem de important este acela că recâștigăm bogăția momentului prezent. Știm că ne plângem într-una că timpul trece foarte repede, că e luni și deja s-a făcut sâmbătă și ne întrebăm că de ce. Și asta deoarece mintea umană ne fură. Mintea umană iubește foarte mult să călătorească în trecut sau în viitor, pierzând de fapt cu adevărat prezentul. Cum ați caracteriza această afirmație sau cum ați comenta-o, și anume faptul că mindfulness reprezintă o schimbare de paradigmă? O schimbare de paradigmă probabil că în ceea ce privește setting-ul nostru mental, în ceea ce privește intențiile noastre, în ceea ce privește valorile noastre. Mindfulness, din fericire, ne ajută să revenim la ceea ce contează cu adevărat. Mindfulness mă ajută să nu fiu indiferent la suferința celui de lângă mine, să nu cad pradă la ceea ce înseamnă autosuficiență, neajutorare. Mindfulness îmi dă speranța de a face lucrurile diferit. Dacă eu în acest moment în care vorbesc cu dumneavoastră sunt conștient de întrebările pe care mi le adresați și reușesc să le trec prin filtru personal, voi reuși să dau răspunsuri inedite, diferite de ceea ce aș fi dat săptămâna trecută sau de ceva ce aș da săptămâna viitoare. Deci schimbarea de paradigmă scoate în evidență faptul că noi putem face lucrurile diferit, putem ieși de pe pilot automat, ne putem reinventa, ne putem recâștiga, putem reajunge din nou la esența noastră interioară. Mihai Poparadu, președinte al Mindfulness Institute, ne vorbește despre mindfulness, ce este, ce înseamnă, la ce și cum se aplică. Mindfulness-ul este un cuvânt care definește acea stare mentală pe care o avem când suntem cu adevărat atenți și prezenți în mod conștient în viața noastră. Asta spre deosebire de multe situații în care, deși zicem că suntem prezenți, mintea noastră este la cu totul altceva decât la ceea ce facem în momentul respectiv. Înțeleg prin urmare că este un rezultat pe care, bineînțeles, ni-l dorim cu toții, așa cum l-ați expus, dar este totodată și o practică și o metodă prin care ajungem la acest rezultat? Da, pe de o parte starea aceasta de mindfulness ca potențial o avem fiecare dintre noi. Pe de altă parte, ea necesită să fie cultivată sau, altfel spus, adusă la lumină. Și există ca practică deja testată și în timp și în ultimele decenii chiar în laboratoare, o metodă care poartă numele de meditația mindfulness și care are ca scop exact cultivarea acestei stări de prezență și atenție conștientă.
Cum ați comenta această afirmație potrivit căreia mindfulness reprezintă o schimbare de paradigmă? Eu sunt de acord cu ea, pentru că, într-adevăr, pentru a deveni cu adevărat mindful, trebuie, într-o primă fază, să renunți la o serie de obiceiuri, să le spunem, mentale. Pentru că starea aceasta de mindfulness este oarecum în contradicție cu multe din lucrurile pe care încă le apreciem și chiar ni le dorim în contextul vestic. Unul dintre ele foarte apreciat în contextul lumii organizaționale este același anumit multitasking, altfel spus, să fac mai multe lucruri odată. Ori sunt din ce în ce mai multe dovezi științifice care demonstrează că creierul uman, oricât de dezvoltat ar fi, nu poate face decât un lucru. Odată, altfel spus, noi nu ne putem pune atenția decât pe o anumită activitate și multitasking-ul de aceea este o iluzie, pentru că nu facem altceva decât să sărim. E drept, cu o viteză foarte mare, de la o activitate la alta, de multe ori cu un randament sub așteptări. Presupune și capacitatea și disciplina de a ne opri, atât fizic cât și în timp, la nivelul proceselor mentale, care iarăși pentru mulți vestici este destul de nefiresc și într-o primă fază incomod. Tot despre ce înseamnă mindfulness, un termen foarte nou încă în România, am întrebat-o și pe Daniela Andreescu, autoare în domeniu. Pentru a intra direct în miezul discuției noastre, ce este mindfulness? Ce înseamnă acest concept, despre care aflu că este un concept de netradus, foarte important și pentru că aduce o schimbare de paradigmă? Ce înseamnă mindfulness, prin urmare? Îmi place că ați folosit cuvântul miezul mindfulness, pentru că, într-adevăr, are un miez, și anume preocuparea nu doar pentru sine, ci și pentru ceilalți, pentru viață în general, pentru lumea în care trăiești. Mindfulness e un concept care, neexistând în limba română, este greu de tradus. Are diverse echivalente, cuvinte care, să zicem, care dau cât de cât ideea. Prezență conștientă, extinderea atenției voluntare. Sunt mai multe, însă de fiecare dată când le folosești, restrâng un pic ideea de ce înseamnă de fapt mindfulness. Este o metodă, este de asemenea o stare psihologică, este și o atitudine. În ansamblu este, de fapt, hai să-i spunem, o educație conștientă a atenției, printr-o abordare integrativă atât a persoanei, cât și a aspectelor vieții. Are mai multe etape acest training mental, dar nu este doar un training mental, un fel de mind app, așa cum avem pe smartphone diverse aplicații. Conceptul implică o educare a atenției, a conștienței și, în final, a modului în care fiecare alege să interacționeze cu sine și cu lumea. Să înțeleg că aceasta este obiectul activității dumneavoastră, respectiv sporirea câmpului atenției, și că este un proces prin care se ajunge la aceste rezultate. În ce domenii poate fi aplicat mindfulness-ul? Din moment ce mindfulness e o stare interioară, o metodă, o stare psihologică, o atitudine despre viață, domeniile sunt, aș putea spune, absolut toate. În funcție de cum își dorește omul să-și conducă mai conștient viața și prezența în propria viață. Profesia mea este de coach, facilitator de dezvoltare personală. Deci partea de mindfulness este, la oricare din aceste activități, este baza, în sensul că nu e mare filozofie să spunem că atenția e piatra de temelie la orice fel, la practic orice facem. Și atunci, modul în care ne conducem atenția determină și calitatea vieții, prin faptul că determină modul în care acționăm către noi înșine și către ceilalți. Înțeleg că în cadrul conferinței a fost prezentată de asemenea și o carte recent apărută, semnată de dumneavoastră, care este foarte la obiect, foarte la temă. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte, vă rog, despre cartea dumneavoastră despre mindfulness? Da, este a cincea carte pe care am publicat-o, este în colecția Arta schimbării a editurii Herald, deci deja titlul colecției arată direcția cărților mele. Titlul este Acvariul din ocean, Mindfulness ca stil de viață. Abordează, pe de o parte, practica mindfulness și, în același timp, modul ei de aplicare în viața de zi cu zi, legat de construirea echilibrului interior, de îmbunătățirea relațiilor și, desigur, în primul rând, îmbunătățirea relației cu sine. De asemenea, are o parte care include imagini, reproducerea unor
tablouri pe care le-am pictat și care au fost într-o expoziție personală la Brașov în toamnă, pe care le utilizez, deci imaginile împreună cu niște texte care le însoțesc, meditații vizuale. Cartea este, din punctul meu de vedere, un manual de mindfulness și de constituire a echilibrului interior. E foarte practică, cu exerciții, cu tehnici de gestionare a emoțiilor și a gândurilor. Eu sper să fie extrem de utilă pentru toți cei care vor, pe de o parte, să-și clarifice ce înseamnă și cum se aplică mindfulness, pe de altă parte, celor care se vor încumeta să înceapă sau să continue această practică. Practic este de o viață acest mod de a fi prezent la propria existență. Devine un mod de a fi, spuneți, în cele din urmă. În cele din urmă este un mod de a fi pentru a putea face, astfel încât să devii într-un fel pe care ți-l dorești. Neapărat, aici aș dori să insist pe ideea, o implicare etică în lume, în viață, în societate. Nu este o retragere într-un turn de fildeș. Nu este o negare a implicării în societate și în viața celorlalți, doar că încercăm să o facem ceva mai conștient, respectiv ceea ce facem să fie mai de folos și celorlalți, nu numai pentru sine, într-un mod, desigur, înțelept. Despre mindfulness în dezvoltarea personală s-a intitulat prezentarea doamnei Daniela Andreescu la conferința Mindfulness în viața cotidiană de la București. Să vedem mai detaliat despre ce a fost vorba. Este o conferință care a abordat tema mindfulness dintr-un punct de vedere foarte practic, respectiv cum aplicăm în viața de zi cu zi. Știm că avem multe cărți, foarte multă lume a citit tot felul de lucruri și despre mindfulness și despre relații, partea profesională, dezvoltare personală, însă partea cu aplicarea în concret, în agitația de zi cu zi, este pentru cei mai mulți o temă. Acesta a fost scopul conferinței, de a sprijini pe cei care își doresc să-și îmbunătățească nu doar propria viață, însă să contribuie și la o viață mai bună și o contribuție pozitivă în societate, să-i sprijinim pentru a avea o idee mai clară cum putem aplica acest tip de lucru, această metodă, căci mindfulness este și o metodă, pentru a obține aceste rezultate pe care și le doresc. Sunt foarte multe idei, multe dintre ele se regăsesc desigur și în cartea despre care vorbeam. Aș vrea să menționez mesajul principal, și anume faptul că mulți dintre oamenii pe care îi întâlnesc la cursurile mele de dezvoltare personală sau în programele de coaching, prima suferință este o stare de critică și de autodenigrare și de valorizare atât de obositoare și care consumă foarte multe resurse. Deci mesajul principal din cadrul prezentării mele la conferință a fost acela de a ne opri din această devalorizare, a începe să ne gândim cum putem să ne ajutăm pe noi înșine pentru o viață mai bună pentru noi și pentru ceilalți, astfel încât să recunoaștem, în sensul de a cunoaște din nou, cât de prețioasă este viața, cât de valoroasă este existența absolută a fiecărui om. Pentru mine acesta este mesajul principal, nu numai a prezentării, dar și al mindfulness. Despre mindfulness în activitatea profesională, iată titlul conferinței lui Mihai Poparadu, aflăm prin urmare cum poate fi aplicat acest concept în acest domeniu. Ce mi-am propus a fost ca la început să îi fac pe oamenii conștienți, altfel spus să le reamintesc de faptul că acel stres cu care fiecare dintre noi ne confruntăm într-o măsură mai mare sau mai mică, și mă refer la stresul negativ, este autoindus. El este rezultatul unui bombardament informațional care este mult peste capacitatea noastră de a procesa. Este rodul climatului organizațional în care de foarte multe ori, în loc să ne asumăm responsabilitatea pentru ce facem și ce simțim, căutăm întotdeauna vinovați în ceilalți. De asemenea, trecând la un aspect cu care probabil mulți dintre cei care locuim în aglomerații urbane, respectiv traficul, ne confruntăm și atunci de fiecare dată ceilalți sunt de vină. Eu întotdeauna nu mi-asum nicio responsabilitate. Și mindfulness-ul în ultimii ani a început să fie folosit pe scară din ce în ce mai largă
în organizații de renume, în special deocamdată din Statele Unite și Europa de Vest, tocmai pentru că îi, să spun așa, înarmează pe angajați cu o serie întreagă de calități care au ca efect reducerea stresului, o mai bună gestionare a emoțiilor, ceea ce are ca și consecință directă o relaționare mai bună atât cu sine cât și cu ceilalți, mai puține conflicte, o comunicare mai eficientă și de asemenea un randament pe termen lung mult mai mare, pentru că cu cât sunt mai mindful, implicit sunt mai atent, sunt mai prezent în ceea ce fac și cu mult mai puțin efort intelectual și, de ce nu, și fizic. Expunerea lui Gaspar Gheorghi în cadrul conferinței Mindfulness în viața cotidiană s-a intitulat sugestiv despre mindfulness în relații sociale și de familie. În cadrul atelierului pe care l-am susținut la conferința de joi, am pus un accent mare pe importanța relațiilor de cuplu, a relațiilor părinte-copil și pe felul în care putem funcționa diferit în aceste relații, aplicând starea de mindfulness sau starea de prezență conștientă. Care este nivelul practicii mindfulness în lume și unde ne aflăm în această privință în România? La ce nivel? Le-am adresat această întrebare, să-i spunem, de foaie de parcurs, domnului Gaspar Gheorghi și domnului Mihai Poparadu. Iată ce am aflat de la Gaspar Gheorghi. Am putea spune că acest concept de mindfulness în ultimii 30 de ani în ceea ce privește psihologia și psihoterapia a revoluționat formele de tratament. E un concept care a fost integrat pe partea de intervenție și vindecare, este foarte, foarte eficient și pe prevenția recăderilor. În România, cum ați aprecia stadiul în care se află dezvoltarea și practica în cadrul acestui concept? Personal, mă bucur foarte tare că am ajuns ca în România să avem conferințe de mindfulness, să se traducă cărți care au ca și topic principal prezența conștientă și aș spune că suntem pe drumul cel bun. E surprinzător faptul că la evenimentul de joi s-au înscris undeva în jur de 350-400 de persoane care au fost în sală și foarte mulți alții care ne-au urmărit de acasă. Deci deschiderea este foarte mare și nu întâmplător, pentru că noi oamenii avem nevoie de acel ceva care să ne ajute să ne recâștigăm viața. Și mindfulness-ul ne oferă instrumentele potrivite pentru asta. Unde, la ce nivel se află astăzi practica mindfulness în România? Mihai Poparadu. Da, aici noi deocamdată suntem foarte la început, în sensul în care, inclusiv prin intermediul acestei conferințe, ce ne-am propus este să familiarizăm publicul românesc cu acest concept, să-i oferim o definiție corectă, pentru că există riscul ca și cu alte concepte care au apărut în ultimii ani, un exemplu familiar mie fiind coachingul, este foarte ușor să vorbești despre mindfulness, dar după mine, până să ajungi să vorbești altora, este esențial ca tu ca individ să ai propria practică care să-ți permită cultivarea acestei stări. Deci, revenind la întrebarea dumneavoastră, suntem încă la început, este o fază de educare care va dura o vreme. Pe de altă parte, eu sunt încrezător pentru că, fiind din ce în ce mai multe exemple de beneficiile pe care le aduce mindfulness în diferitele aspecte ale vieții, și noi vom adapta probabil într-un ritm destul de rapid această practică în următoarea perioadă. 5 minute de oprire din goană și de reflecție. Iată ce își dorește și ce ne recomandă totodată tuturor, ca un fel de concluzie, Mihai Poparadu, președintele Mindfulness Institute. Ce îmi doresc pentru ascultătorii dumneavoastră este ca, pe cât posibil, măcar o dată pe zi, să se oprească din goana cotidiană, măcar 5 minute, și să nu facă nimic altceva decât să stea, să-și țin atenția pe respirație și odată ce fac acel lucru, de asemenea, să se bucure că trăiesc. Chiar și numai aceste 5 minute de oprire din goană și de reflecție este dovedit științific că ne schimbă nu doar starea de bine la nivelul percepției, ci în timp ajunge să modifice modul în care este structurat creierul nostru și în timp acesta va avea ca efect o trăirea din ce în ce mai multor emoții pozitive și o gestionare mult mai bună a emoțiilor nedorite.
La ce te gândești oare atunci când nu ești fericit? Un posibil răspuns ni-l oferă Daniela Andreescu, life coach și autoare de cărți de și despre mindfulness. V-aș oferi gândul pe care l-am oferit și în cadrul conferinței. Este pentru mine un shortcut, deci o scurtătură în momentul când, să zicem că ai o dificultate emoțională, e util să-ți aduci aminte că atunci când crezi că nu ești fericit cu propria viață, gândește-te că cineva e fericit pentru simplul fapt că tu existi. Un gând de încheiere i-am solicitat de asemenea și domnului Gașpar Gheorghi, președintele Asociației Multiculturale pentru Psihologie și Psihoterapie. Pentru domnia sa, important este răspunsul la întrebarea: cum ne putem exprima iubirea cu adevărat? Una dintre ideile mele preferate legate de mindfulness este aceea de a vedea starea de prezență conștientă ca și esența cultivării relațiilor de iubire. Mi se pare că ne putem exprima iubirea cu adevărat față de partener, față de copil, doar dacă trăim în momentul prezent, dacă suntem conștienți de ceea ce simțim și acceptăm aceste emoții fără a lupta împotriva lor. Abia după aceea vom putea să vedem și pe cel de lângă noi așa cum este el cu adevărat, să-l vedem clar, să-i vedem esența. Și când suntem prezenți alături de cei dragi nouă, îi oferim cel mai mare cadou al nostru. E una dintre valorile spre care tindem dacă practicăm prezența conștientă. Sunt Dorin Bătfoi, am discutat despre mindfulness în această ediție și despre evenimentul asociat, conferința Mindfulness în viața cotidiană.